A renunțat la funcția de consilier județean, a devenit funcționar public în cadrul primăriei municipiului Petroșani, iar acum se află pe lista Partidului Național Liberal pentru alegerile parlamentare din această iarnă. Vorbim despre Adrian David, care a anunțat ieri că s-a autosuspendat din funcția publică. Începând din această săptămână, statutul meu de funcționar public este suspendat prin dispoziția primarului municipiului Petroșani și astfel că sunt prezent astăzi aici și voi fi prezent și pe listele Partidului Național Liberal pentru luna decembrie. Statutul de funcționar public este incompatibil cu o activitate politică de nivelul celei pe care o prestez eu, adică aceea de asumare unei candidaturi pentru Parlament. Puteam să mai aștept câteva zile până la începerea campaniei electorale efectiv, dar am ales să fac acest pas din respect față de lege și față de bunul simț în general. Adrian David este pe locul 2 pe lista PNL pentru Senat, listă deschisă de către actualul deputat PNL, Carmen Hărău.